să se țină în această incintă. Am reușit să amenajăm în termen, zic eu, destul de scurt, un sediu care cred eu că se ridică la nivelul solemnității pe care o reprezintă Consiliul Local. Am, de asemenea, am reușit să achiziționăm aceste tablete, să aibă fiecare consilier o tabletă. Vă rog pe dumneavoastră de aici încolo să vă achiziționați o cartelă din indemnizație care este până în 5 euro, să aveți internetul rus, să puteți primi materialele și tot ceea ce transmite Consiliul Local de la aparatul de lucru al Consiliului Local pe dumneavoastră. Așadar, dau cuvântul ședintele de ședințe și succes. Mulțumim, domnule primar. Domnule primar, doamna secretar general, domnul viceprimar, stimați consilieri, începem ședința pe comitet. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Mănești la data de 31.03.2021. Comitia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, așa cum a fost făcut de indicator. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Comisia economică. Comisia economică. Comisia economică. Dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc! Comisia juridică, discuții, întrebări legate de proiect. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului și numărul de burse acordate elevilor din învățământul pe universitar de stat în anul 2021. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Sunt economică, vă rog pe întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Eu am o întrebare. Astea sunt toate bursele solicitate sau mai sunt și altele, dar asta este plafonul de... Este plafonul pe care l-am primit de la bugetul de stat. Așa cum știți cu toții, bursele sunt finanțate din bugetul de stat, rămânând la dispoziția Consiliului Local să facă bani dacă îngreșesc, dar având în vedere în această perioadă că nici salarii nimic n-a crescut, este o perioadă de pandemie, este o perioadă în care bugetul local este afectat de finanțările de la bugetul de stat, am considerat că putem aloca la suma pe care am primit-o ca în anii următori, să, în funcție de alocări, să putem aloca mai multe bani. Altă întrebare? Dacă nu se pune în proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022-2024 al municipiului Moinești. Dacă îmi permiteți, câteva cuvinte, am fundamentat acest buget veniturile din, de la încasările de la bugetul local, de alocările de la guvern, care pot menționa că sunt mult diminuate față de anul precedent. S-a diminuat alocarea pe cap de locuitor de la 830 la 770 de lei și aceasta aduce un deficit de 1.300.000 de lei. S-a diminuat procentul din IVG de la 63 la 60%. Astfel, bugetul la venituri din fonduri altele decât cele de la bugetul local s-a diminuat la aproximativ 35 milioane de lei. Pot menționa că va crește bugetul de dezvoltare prin implementarea proiectelor cu finanțare europeană începute încă din anii trecuți, dar care vor fi de contur în acest an. Și pot menționa aici că zilele următoare se va deschide procedura
pentru achiziția execuției lucrărilor la proiectul de mobilitate, unul de 10 milioane și unul de 5 milioane de euro. De asemenea, avem proiectul pe strategia de dezvoltare locală, cea pe rom, are o valoare de aproape 7 milioane de euro, deja urmează să semnăm contracte. Este un contract pe care urmează să semnăm poate până în Paști. Am primit 81 de puncte din 100 posibile pe cea a dotării cu tablete și echipamente electronice pentru școli. Proiectul este în valoare de 3.400.000 de ron. Sper ca până de fapt să mergem să semnăm contract la Ministerul Dezvoltării și să demarăm procedura de achiziție. Poate, dacă Dumnezeu și nu sunt contestații, să începem anul școlar cu aceste dotări ale elevilor. Mai sunt proiectele în derulare, știți cu toții, direcția de asistență socială, un proiect de 9.700.000, peste 2 milioane de euro, s-a dat ordinul de începere, chiar de luni, au demarat lucrările acolo, acum e în organizare șantierul. Școlile sunt în derulare, vor fi finalizate în acest an, școala Ștefan Mihia, școala George Enescu și Alexandru Sever. În lucru sunt și cele 3 milioane de euro la colegiul Grigore Covăcescu. Avem și celelalte proiecte pe mediu, pe fondul de mediu. Este vorba de acel proiect de 1 milion de ron, dar și cu o contribuție de aproape 200.000 de la bugetul local, deci în total 1.200.000, cu acele corpuri de iluminat pe zona de sud a orașului de la Pecoraco, peste 750 de lămpi cu tot cu braț. Punctele de transformare vor fi modernizate și din punctele de transformare se va monitoriza și vor avea fiecare lampă va fi dotată cu telegestiune, putând diminua lumina între orele 0-4, putând stinge unele lămpi și prin montarea la trecere de pietone a unor panouri solare, în cazul în care se rupe lumina pe timpul de noapte, să se atingă în dreptul acestor trecere de pietone. Așadar, vă pot spune că bugetul crește, dar datorită implicării și datorită atragerii de fonduri europene și cele guvernamentale, bineînțeles, vă pot spune că avem două proiecte pe Compania Națională de Investiții. Știți cu toții, bazinul de Nord este în evaluare financiară, acum a trecut de evaluarea tehnică, sunt 5 oferte. De asemenea, este piața, acea piață bazată de cartierul Lucăcești, de pe postul sediu al acelei piețe de haine vechi. Se va crea acolo o piață bazată modernă, valoarea este de 1.600.000 de ron. În apropiere acolo din bugetul local, știți cu toții că realizăm acum acel teren de sport, la care a început lucrările, 720.000 de ron. Mai sunt și altele, le găsiți în buget. Vă rog să țineți cont de perioada dificilă în care ne aflăm cu pandemia, bani pe care noi am primit în anii trecuți, pentru anul trecut pe care i-am cheltuit, a făcut demersuri la DSP, a făcut demersuri la Ministerul de Finanțe prin adreze. Sperăm să ne finanțeze acele sume rămase restante de achitat și cred că atunci când vor veni în buget, veți vedea că vom rectifica bugetul și le vom duce acolo unde este necesar. Mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă mulțumim, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, obține discuția. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, obține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 187 din 10-12-2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești pentru Bacău și pentru anul 2021. Comisia de Urbanism, întrebăm discuții pe tema proiectului. De acum sunt supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebăm discuții.
Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Deci 3 pentru, 2 abțineri. 6. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Oinești cu județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor cobor bituminos și executarea constamente pe sectorul de drum de deal DG117 de la kilometru 31+735 la kilometru 32+425. După intervenția personală la președintele Consiliului Județean și vreau să-i mulțumesc pe această cale, am înțeles că acest drum face parte din categoria drumului județene, este în administrarea municipiului Moinești, așa cum drumul național pe acea lungime de 9,6 km a fost asfaltat de către CNADR, pe care drum aparține Ministerului Transporturilor, am înțeles și Consiliul Județean că acest drum trebuie este reabilitat din fonduri județene. Așadar, se realizează această asociere în vederea lucrărilor cobor bituminos executate prin finanțarea Consiliului Județean. Noi vom pune doar 15.000 de lei pentru acostamente, ceea ce înseamnă la lastul pe marginea drumului. Da. Domnul de urbanism, întrebări? Domnul Consiliu Județean, dacă aveți? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Visea economică. Dacă aveți încredere, vă rog. Discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Comisia juridică. Între voi discuții. Domnul consilier Marci. O singură întrebare aș dori să adresez. Acest proiect s-a discutat și termenul de finalizare a lucrărilor și a termenul de începere. Imediat după semnarea contractului de asociere, două săptămâni de ordine de începere. Da? Da. Deja Consiliul Județean este aprobat. Noi avem acum de aprobat și sper că în luna în contract nu este da. Am garanția președintelui Consiliului Județean, domnul Ivan, că două săptămâni de la semnarea contractului va demara procedura, cu cât licitația este efectuată deja la nivel județean și e o lucrare pe care deja o au în altul de care. Da, mulțumesc. Altă întrebare, dacă nu e, am discuție. Dacă nu spunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare și folosință a unor suprafețe de teren situate în strada Tudor Blagidrescu, numărul 151B, municipiul Moinești, județul Bacău, Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Paleoclimatologie. După ce prin hotărâre de guvern a fost preluat atât clădirea cât și terenul de subclădire, venim astăzi cu acest proiect de hotărâre cu cât mai e nevoie de o suprafață de teren pentru construirea acelui acces cu scări și lift, cât și a unei parcări. Le vom transmite Companiei Naționale de Investiții, unde am fost în urmă cu o săptămână. Proiectul nostru se află, de fapt, depus de INMRFB de Ministerul Sănătății, se află deja la Ministerul Dezvoltării, a plecat de la CNI pentru a primi ordinul de ministru, în urmă, după ce va fi discutat în Comisia Tehnică. Mulțumim mult! Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, vă mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 4 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Se vorba de câteva garsoniere eliberate în blocurile anele deja existente, dar aș vrea să menționez aici că s-au reluat lucrările la blocurile anele
din fața catedralei de la Lucăcești, început de joia trecută. Deja sunt muncitori pe șantier, au un termen de execuție de 12 luni. Constructorul mi-a comunicat că dorește finalizarea acestor lucrări până la venirea sezonului rece. Sper să fie așa. De aceea rog, dacă sunt șef de instituție aici, poliție, jandarmi, o să spun acest lucru la ședința în plen, probabil atunci vor fi, școli, spital, să vină la biroul Pornocatric de la etajul 3 din primăria municipiului Moinești să-și depună documente, pentru că vă spun că sunt 52 de locuințe, e nevoie ca tinerii să găsească o locuință atât timp cât au și un serviciu aici în municipiul Moinești. Vă spun că au venit cadre noi atât la spital, cât și la poliție. O să vedeți mai acolo chiar o locuință pe care o va trebui inspectorat de Județean de Poliție, respectiv Poliția din municipiul Moinești. Mulțumim, Dragul. Dacă aveți întrebări, discuții, dacă nu spune de la oricine este pentru, împotrivă, abține. Comisiei Coan, dacă aveți întrebări, vă rog, discuții. Dacă nu spune de la oricine este pentru, împotrivă, abține cineva, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu spune de la oricine este pentru, votul împotrivă, abține. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești, a locuinței situată în strada Ieremia Trigorești, cu bloc de 2, apartament 18, Zeful Barcos. În trecut, Consiliul Local a atribuit locuințe de serviciu Spitalului Municipal de Urgență. Știți cu toții că dacă în 2006, când spitalul a fost preluat de Consiliul Local, nu are nicio locuință din fondul locativ atribuită Spitalului Municipal de Urgență în administrare sau în alt mod. Astăzi sunt câteva locuințe atribuite. Numărul medicilor este destul de mare privitor la cei care doresc o locuință în municipiul Moinești și doresc să facă, să-și continue activitatea profesională aici. Știți că tot Consiliul Local a atribuit un etaj la locuie 26, cel de lângă Biserica Sfântului Gheorghe. 11 garsoniere sunt la dispoziția medicilor care au venit aici la spital. Asta trebuie găsit de cuviință, să repartizăm și poliției municipiului Moinești pe o locuință cu două camere, unde sunt sigur că vor sta două cadre ale poliției pentru a-i determina să rămână aici în oraș și cu siguranță pe viitor vor solicita și locuințe la locurile ANL pe care le-am menționat. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții, vedem am proiectului. Dacă nu sunt, spun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții. Domnul consilier Vasca. Deci, inițiativa executivului este onorabilă, din punctul meu de vedere. Însă nu înțeleg de ce se trece apartamentul din domeniul public în domeniul privat. Care este motivul? În acest moment, înainte de adoptarea acestei hotărâri, acest apartament este face parte din categoria locuințelor sociale și face parte din domeniul public al municipiului. Având în vedere regimul acestea, nu poate fi repartizat decât celor care îndeplinesc condițiile pentru a ocupa o locuință socială. Având în vedere rogativicea funcției locale, privind funcționarea serviciilor publice și solicitarea inspectoratului județean de poliție Bacău, s-a procedat, s-a analizat această solicitare și pentru a putea fi finalizat cu adoptarea acestei hotărâri, a trebuit ca acest apartament să fie trecut în patrimoniul privat al municipiului. Eu vă garantez că se va bine din urmă. Nu, stați mai sunt niște probleme. Deci, conform articolul 298, 299, 300 din codul administrativ, bunurile de proprietate publică, ce se coroborează cu
Articolul 11 aneatul litera A din legea numărul 213/17/1998, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare, concesionare, închiriere, folosință gratuită. Diferența între proprietatea publică și proprietatea OAT, proprietatea privată a OAT, este că bunurile publice nu pot fi vândute. Dar eu nu văd rostul să trecem din proprietatea publică în proprietatea privată, ca după aia să dăm în administrare. Dacă legea ne permite să dăm proprietatea publică în administrare. Acest un prim aspect la trecerea de la proprietate publică în proprietate privată. Acum, la punctul 10, proiectul de hotărâre prin care se dă în administrare IPJ Bacău. Nu va fi nicio supărare, eu vă propun să amânăm votul la acest proiect, pentru că sunt niște vicii de procedură. Eu am discutat cu comandul poliției, el a înțeles, nu e nicio supărare. De ce? Solicitarea este făcută de comandantul poliției municipiului Moinești, care nu are fișa costului și nu are atribuții să angajeze inspectoratul în contracte de administrare. Deci cererea trebuie făcută de șeful inspectoratului județean de poliție Bacău, care va fi și semnatarul contractului de administrare. Deci asta e procedura legală. Nu poate un șef de subunitate să semneze în numele șefului unității sau să angajeze forul tutelar superior în semnarea unui contract. Eu vă propun să amânăm votul pentru ședința următoare. Sincer, l-am informat pe șeful poliției, nu este o problemă în acest. Și mai avem o problemă la punctul 11. Tot prin dare în administrare la Direcția de Asistență Socială, tot a unui apartament. O casă. Nu, n-are importanță. Nu, e o chestie de... Nu ar avea cineva ceva în copil. Vedeți că undeva eu m-aș interesa ce proprietate e, publică sau în proprietatea voastră. Pentru că dacă mergem și ne uităm în raportul de specialitate, undeva este o frază care spune că în conformitate cu vederea articolului 362, bunurile proprietate privată UAT Mănești pot fi date la administrare concesionare închiriere. Iar când mergem în fișa de evidența imobilului, scrie că e proprietate publică. E public sau privat? Ca să știm ce dăm. Nu iese din jurisdicția Consiliului Local. Direcția de Asistență Socială este o direcție cu personalitate juridică, tot în subordinea Consiliului Local. Nu, eu mă refer că este greșeală în document, să refacem cumva un pic documentul. Deci, în fișa de evidența imobilului scrie că e proprietate publică, în cuprinsul raportului de specialitate spune că e proprietate privată cu alte. Atât. Nu e problemă. Putem face mențiunea respectivă și nu e nicio problemă. O să menționăm. Hai să ne întoarcem la punctul 9. Da. 9. Într-adevăr, cred că aveți dreptate aici, ceea ce privește adresabilitatea către Consiliul Local, trebuie să facă inspectoratul, eu discunic, de dacă o să prelungească o lună de zile, ceea ce înseamnă, pentru ei era urgent, că sunt niște cadre noi care chiar fac la deta la Onești, nu știu unde ei spuneau, cu ei vor credea. O să rog comandantul poliției când o să vină să grăbească acest lucru, dar o să avem o ședință extraordinară, probabil, la începutul lunii, o să spunem aceste două puncte la... Da, mulțumesc. Să trecem la punctul 11 și aici ce amendament a propus. Am ușat un instabil. Păi 9 și 10 s-am. Da. 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pentru Direcția de Asistență Socială Mânești a locuinței situate în municipiul Mânești, strada Vasile Alexandrii, numărul 50, bloc E26, apartamentul 7, județul Bacău. Da, dacă tot s-a făcut propunerea, o să verificăm datul juridic acolo. Cu această mențiune, restul mergem. Da, deci cu amendamentul. Verificarea din punct de vedere juridic a primului. Pare. Da. Comisia de urbanism, dacă mai are să întrebări, discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abțineți, mulțumesc. Comisia de economică, dacă aveți, vă rog.
discuții. Să punem proiectul la vot, oamenii de la domnul consilier Martine. Cine este pentru? Împotriva, abține. Comisia Juridică. Întrebări, discuții? Dacă nu, să punem la vot proiectul cu amendamentul domnului consilier Martine. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, restul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu pun, spun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții? Să înțeleg că este vorba de suprafața aceasta, cele două roduri, totalizând 195 metri pătrați. Două roduri? Da. Unul de 75 și unul de 120. Cel care avem proiect de hotărâre pe dare concesionare, la ordinea de suplimentare. Da. E vorba de celălalt teren. Da. Eu, da, zic eu într-un bun, că am mai fost identificate niște terenuri care nu erau exploatate de către Consiliul Local. Dar de ce trecem și pe ăsta în proprietatea mare și nu lăsăm în proprietate publică? E proceduri pe mergătoare, concesionare, da? Nu, dar și bunurile proprietate publică pot fi concesionate. Scrie atât în legea privind legea mandat civil 213, cât și în articolul 298-300 din codul administrativ. Bunurile proprietate. Diferența între proprietatea publică și privată este că bunurile publice nu pot fi vândute. Atât. În rest, concesionarea, închirierea, administrarea, se poate și pe bunuri publice și pe bunuri private. Poate fi o oportunitate pe parcurs de venituri la bugetul local. Atunci nu mai poți să făcerea concesionat să urmate pe alte stări din nou în alt domeniu, da? Eu știu, tot Consiliul Local la decizie, nu știu. Cred că ar fi bine ca bunurile municipalității să fie păstrate cu patrimoniul public, că după noi vor veni alții și să aibă de unde să mai încaseze. Tot după aceea vor ajuta să-l ducă înapoi. Și alții. I s-au solicitat avize de la
CSR, de la drumul național, de la poliția rutieră, drumul național. Dacă acest lucru va deveni, probabil va construi. Dacă nu, va rămâne acolo. Dar în acces către terenul lui tot îi trebuiește și de ce să nu mai încasează bugetul local niște bani, când la ora asta, vrând nevrând, văd că nu are nicio altă soluție. Da? De acord. Problema mea este că el putea investi și pe proprietate publică, nu numai pe proprietate privată. Doar interes public. Concesionarea terenului de proprietate publică se face doar pentru interes public, dar este interes public. Dar interesul public, public de exemplu, amplasarea unui spațiu comercial este interes public, este adresat public. Public este când e tot la autoritate publică, da? Nu. Public este tot chestia ca adresabilitate publică. Nu e așa. Da. Nu e o adresabilitate. Orice e adresabilitate publică. Cetățeanul e beneficiar tuturor. Nu. Dar cine îi oferă serviciu, e o persoană publică sau nu? Terenul meu din curte nu este adresabilitate publică. Nu. Dacă o să studiem legea, o să credeți că am dreptat. Mergem mai departe. Da. Da. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Deci 4 voturi pentru abținere. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Mărinești numărul 41 din 17.09.2021. Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul, consolidarea capacității UAT Mărinești de gestionare a crizei sanitare COVID-19, COVID-19, 140.000. Vă pot spune că acest proiect este scris de colegii mei de la biroul proiecte, doamna Apeanu, șeful biroului, este aici jos să interveniți. Au obținut 97.7 puncte din 100 posibile. Și aici urmează să semnăm contractul. Dacă mai aveți ceva de completat, doamna Apeanu? Nu pot. Mi-ați luat un fără de contractare. Mi-ați luat un fără de contractare și urmează să primim indicații venite de la E un proiect la care nu s-a cheltuit bani pentru scrierea lui. S-a făcut de către colegii care puteau să facă acest lucru. Exact. Da, mulțumim. Comisia de urbanism, întrebări discuții. Dar vă spun, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia economică, dacă vreți să întrebări la vot. Discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, să punem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea sediului grădiniței cu program normal Biocel Mâinești, în imobilul grădiniței cu program normal numărul 9 Mâinești, din strada Costache Lenzii numărul 2, municipiul Mâinești, sediul Bacău. E necesară această hotărâre pentru că am finalizat acea grădiniță prin finanțare de la Ministerul Educației, sub finanțare cu fonduri europene. Când a fost inițiat proiectul, școlile și grădinițele din municipiul Mâinești nu aveau de timp ce aveam numere. A purtat acest număr până la finalizarea lucrărilor de execuție. Astăzi am mutat grădinița care funcționa la parterul creșei. Trei grupe funcționează acolo sub îndrumarea și coordonarea centrului bugetar de la școala Ștefan Lucian. La creșă urmează să modernizăm cu forțe proprii, cu salariații din cadrul Direcției Domeniului Public și să mărim numărul de beneficiari, bineînțeles, după avizarea Direcției de Sănătate Publică noastră. Mulțumim mult! Comisia de urbanism, dacă mai aveți întrebări sau doriți o discuție, dacă nu, supun proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abține. Comisia economică, dacă aveți întrebări sau discuții, supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abține, mulțumesc.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul Procomunitate, Program Integrat de Combatere a Sărăciei și Integrare Socială, Cod MIS 14.1.39. Și aici un proiect muncit de cei de la Centru Socială, sub coordonarea doamnei secretar Marina de Loc, dacă aveți vreo rog să luați. Da, față de... Eu am o completare cu dacă e codul ăsta. Vă rog
care ne gândim de tot ce se întâmplă și partea PNL. Și ce din partea PNL propun pe doamna Raluca Lăzăroaie și Valen Speranță, domnul Gio Cornea. Dacă îmi permiteți să și nu deranjez. Codul administrației prevede în funcție de rezultatul alegerilor. Deci, după opinia mea, nu trebuie fiecare grup să propună pe două persoane. PDL-ul poate propune 3, PSD-ul 2, n-am văzut niciodată. Ceilalți pe timp 1. N-am văzut asemenea niciodată. Da, aici e vorba în funcție de configurația Consiliului Local, spunea. Configurația cam așa. Da, dar dacă vreau 10 pe partea aia, 4 pe partea aia și... Nu. Eu vă pregătesc să spun codul administrativ. Adică dumneavoastră având 10 consilieri, trebuie să faceți 3 propuneri. PSD-ul având 4 consilieri, poate să facă 2 propuneri și ceilalți câte unii. Dar n-a spus nimeni că nu puteți face propuneri. Tot ne-am luat să cunoașteți. Da, dar acum, în situația de față, e liber la propuneri. Oricine din grupul parlamentar. Au fost două partide, dacă mai doresc. Au propus și PSD-ul a propus. Mă rog, celelalte grupuri politice. PNP-ul nu face propuneri. Nu? Nu. Nici e problemă. Da. Se vor zice. PSD-ul a propus. PNL-ul. Celelalte informațiuni. Nu doresc să facă propuneri. Să punem la vot propunerile de votare a ședința de proiect. Ele este pentru, împotrivă, abținere. Comisia economică, să punem la vot proiectul. Cine este, dacă aveți alte propuneri sau la comisie, mă cred din cazul, să punem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, abținere. Comisia juridică, te va discuta. Dacă nu spunem la vot proiectul cu propunerile făcute, cine este pentru? Votele împotrivă? Abțineri? Deci 3 pentru, 2 abțineri. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii din statul public a unui loc de teren situat în municipiul Menes, strada Tudor Gavinescu, zona 4 general de Târbători. O să propun să rămână aceleași comisii cu administrații și o să... Am făcut propunere. Da. Dacă doriți, eu am făcut o propunere. Dacă doriți să faceți alte nominalități, vă rog. Din partea PNL, ne țin aceleași propuneri. Doamna Raluca Lăzăroaie și domnul Gio Cornea. Din partea PNL, domnule Gio Cornea. Ce alte informații politice? PNL nu face vot. Da, mulțumesc. Să pun proiectul la vot cu domnul Gio Cornea. O secundă, vă rog, dacă sunteți, având în vedere faptul că terenul este în parcul central, zic eu că ar fi fost bine să avem mai multe precizări vis-a-vis de obiectul de activitate al societății. Știm că legea nu permite orice gen de activitate în aceste locuri. Întrucât nu avem astfel de precizări, zic eu că nu ar fi bine să dăm un vot acum. Există această precizare, solicitarea inițială, urmează o licitație publică. Da? E comercializarea de cafea și ce? E posibil ca legislația să nu permită comercializarea cafelei și ceaiului în aceste locuri, zic eu. Permite ce acolo nu se întâmplă. Chiar menționată dacă legea legală undeva... Asta e contract. Am prin raportul de specialitate, care de altfel la fiecare proiect de hotărâre, raportul primarului, scrie că eficientizarea tuturor terenurilor
încasarea la buget, aducerea de încasări la bugetul local, tocmai ăsta este rostul ordonatorului principal de ședință, a inițiatorului, cât și a dumneavoastră, ca și consilier, să veniți cu propuneri în acest sens, dacă e identificat. Vă spuneam la începutul ședinței, mai ales la, în mod special la punctul în care am aprobat bugetul, de faptul că avem un buget diminuat în acest an la venituri, datorită finanțărilor de la bugetul de stat. Trebuie să găsim soluții, știți că în anii trecuți, chiar din anul 2019, am găsit și am încasat acele restanțe de la petrol sau să spun acea tranzacție și am făcut venituri anual de 6 milioane de lei. De unde credeți că mai putem face acești bani în anii următori, în anul nostru și în următori? Nu știu dacă vom mai identifica ceea ce s-a ieșit atunci. Așadar, găsim orice oportunitate să aducem bani în acest loc. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți întrebări de discuții, dar vă rog să pun proiectul la vot, așa cum am fost propus de inițiator. Cine se pentru? Să nu participe la vot. Votul împotrivă? Abține. Deci, nu vă dezvăr să nu participe. Și vă abține, da? Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Potrivă? Abținem? Nu, mulțumesc. Două abținem. Comisia Juridică, întrebări, discuții? A fost individualizat locul unde s-a plasat. Da, este acea zonă care nu este amenajată, e palatul acolo. Prin această amplasare se va amenaja și acel cod din nou. Alte întrebări? Sunt acele de arme? Nu. E un colț undeva aproape de chioșcul de înghețată. În spatele chioșcului de înghețată, unde e o zonă balastată, a fost acolo un cămin cândva pentru vanele și instalația de la punctul de reacție. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Două abține. Trecem la ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Bodez Artur Georgel. Cu toate o cheltuială neprevăzută, una, o persoană de 56 de ani, neputincioasă, fără picioare care spunea directorul de la Centrul Socială, o persoană fără preținător, fără nimic, e de datoria Consiliului Local să aibă grijă și de astfel de persoane. Zi de zi vin astfel de cazuri, bani care nu cred că sunt prevăzuți să aștepte astfel de situații, dar din păcate trebuie să avem grijă și de acești oameni care au nevoie de acolo. Mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții, cu siguranță că e bine să avem grijă și de astfel de persoane, dar întrebarea este dumnealui putea să obțină o pensie de handicap sau nu? Deja au început de resurile și cred că această finanțare va fi până va obține gradul de invaliditate. Până la momentul ăsta nu a avut cine se ocupa, nici n-a adus nimeni la cunoștința Serviciului Direcției de Asistență Socială de acest caz. V-am identificat acum, mi s-a întâmplat de fapt diagnosticul acesta. Cu siguranță demersurile vor fi și vom elimina această, odată cu apariția acelui certificat de handicap. N-are cum să nu se încadreze, dar până se încadrează, trebuie să facem așa. Procedura cu Comisia de Statiții de Anevoa, că noi n-am avut sesizat pe cea de solicitare, nu a dat un lucru de trebuie, și în urmare a fost reprezentat, dar o să cuvântează dreptul nu mai sunt, decât o supun proiectul la vot și a încetat votul împotrivă, ar fi neîncumpărat. Comisia Economică, dacă aveți întrebări la vot, discuții, supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, vă mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții, acum supunem la vot proiectul, cine este pentru, votul împotrivă, abține,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudorul Andrescu, numărul 83, de Sulbacău. Comisia de urbanism, întrebări discuții pe tema proiectului. Da? Bine, nu vă rog să faceți propuneri. Vă pun pentru doamna Cătălării și domnul Ion Cunea. Pusere nu are propuneri. Turul de teren, înclinată, teme pe urmă. Vedeți? Supun proiectul la vot cu nominalizările făcute. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții. Și punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Da, eu am o întrebare. Aseară, la ora 16 și 17 minute exact, am primit acest proiect de hotărâre. Care ar fi urgența, dat fiindcă fiind pe o listă pe proiect, pe ordine de zi suplimentară, din câte știu aici sunt cele foarte urgente pentru municipiul în general. Care ar fi urgența acestui proiect, dacă nu fie luat în vedere? A fost supus dezbaterii Comisiei de Urbanism, atât la primărie cât și în teren. Ca urmare a hotărârii Comisiei de Urbanism, am venit să. Nu a fost vizitat. Până nu a vizitat și nu a hotărât Comisia de Urbanism, dacă da sau nu. Și așa va fi la toate concesionarii de astea. Va vizita Comisia de Urbanism, este binevenit și alt consilier în altă comisie, mergem în teren, stabilim împreună dacă se dorește concesionarea, dacă nu se dorește, dacă se dorește cât mai rapid să casez mai la bugetul local, vom veni de asemenea cu buget. Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu, spunem la loc cine este pentru, vot și cu la nominalizări făcute, voturi împotrivă, abțineri, deci 3 pentru, 2 abțineri. Și din toate comisia la sfârșit, după o pauză, îți dați de pentru că aveți răspunsul și apoi pe tot. E bun, bine, mișto.
Se abține cineva?
Da. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse anotate elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru 2021. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Tot vot deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022-2024 al municipiului Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Da, domnul consilier. Stimați colegi, vă mărturisesc că am studiat cu foarte mare atenție bugetul și aș vrea să fac câteva remarci în acest sens. La secțiunea de funcționari avem un total de 41.853.95 lei, din care venituri proprii 17.166.99 lei. În cadrul veniturilor proprii, principala componentă este cota defalcată din impozitul pe venit de 13.932.000 lei, un procent de 81,07%. Este foarte important ca municipalitatea să contribuie la crearea de noi locuri de muncă bine plătite, astfel încât sumele din cote defalcate să fie mai mari la bugetul local. Un aspect pozitiv pe care l-am identificat în acest sens este că aceste cote defalcate din impozitul pe venit și cele defalcate din TVA au la bază aprobarea ANAF, dovedită prin copii ale adreselor emise de ANAF la proiectul de hotărâre. Ca un aspect, zic eu, negativ, se constată probleme la încasarea taxei de salubritate. Încasările în 2020 de 2.653.236 lei, iar la sfârșitul anului a rezultat o creanță, sume de încasat, de 1.036.782 de lei. Din cauza încasărilor mici, au rămas facturi neachitate la scadență. Nu dorim să ne mai confruntăm cu probleme din partea prestatorului de serviciu, știm cu toții că am mai avut probleme datorită nemulțumirii la timp a facturii. În buget am observat că există un necesar de încasare în 2021 la taxa de salubritate de 3.100.000 de lei. După opinia mea, această sumă este nerealistă, având în vedere că în 2020 s-au încasat mai 2.653.236 de lei. Aș dori să întreb ce măsuri va lua executivul pentru încasarea la timp a taxei de salubritate. Da, vă pot spune că această sumă încasată 2020 se datorează faptului că, datorită pandemiei, stării de urgență și stării de alertă, au fost interzise executările silite. Sunt persoane, agenții economice, persoane fizice, care nu și-au achitat această taxă. Deja sunt întocmite dosare de executare silită care vor fi puse în aplicare, atât pentru taxa de salubrizare neîncasată, cea restantă din anii trecuți, cât și pentru cea de anul trecut. O parte nu și-au plătit nici măcar anul trecut, dar mai sunt restante și la anii trecut, pentru care nu au putut fi executate. S-au luat deja măsuri prin serviciul venituri și respectiv birou din cadrul acestui serviciu, care se ocupă doar de executări silite și deja s-au dat drumul la o parte din dosare. Sperăm să recuperăm o mare parte din această valoare, să putem achita la zi datoriile către lucrezi, către adic, de fapt, să nu mai fim în situația de acum câțiva ani, de a nu mai fica, să nu ne ducem cu noi. Și cred că vom lucra împreună la un regulament și la o fundamentare a noii taxe, să acopere aceste cheltuieli pentru anul ce urmează și anul următor. Mulțumesc! Trecem la secțiunea de dezvoltare. Avem o sumă totală de 31.556.33.000 lei. Eu am studiat cu atenție capitolele bugetare 51.02, 65.02, 66.02.
și așa mai departe, privind prevederile inițiale pentru anul 2021. Am constatat ca un aspect pozitiv faptul că avem investiții mari în învățământ, în sumă totală de 12.494.073 lei. În schimb, am constatat și un aspect negativ, referitor la faptul că avem investiții foarte mici la infrastructura de transport, reabilitare și construcție străzi. Avem doar o sumă de 2.089.000 lei. Pentru că nu intră și acea sumă care în proceduri urmează de maxim o săptămână, două, pe mobilitate urbană, e un proiect finanțare europeană care are acest specific de infrastructură străzi, căi de acces pietonale și derulare pentru piste de biciclete și sisteme. Acest proiect nu este finanțat. Din fonduri europene. Din contribuție de la bugetul local 2% și chiar ceva neeligibil. Da. Și vă spuneam că va crește această sumă de la capitolul de dezvoltare prin celelalte proiecte pe care le vom implementa în acest an și în anii următori. Pentru că știm cu toții, inițiem un proiect în urmă cu 2 ani, facem un SF și implementarea lui se întâmplă abia după 2 ani. A apărut, deja s-a deschis linia de finanțare 2021-2027. Am vizitat pe directorul ADR de la Piața Neamț, domnul Sandei. Am avut discuții cu dumnealor. Primele ghiduri s-a părea că vor apărea spre sfârșitul anului noiembrie-decembrie. Deja avem în finanțare un proiect propus de noi, proiect ce se finanțează de sumele restanțe, sumele necheltuite în secțiunea 2014-2020. Mobilitate 2 se cheamă proiectul pentru amenajarea și reabilitarea drumului național prin lărgirea acelei porțiuni de la intrarea prin oraș dinspre Bacău până la sensul Geratoriu, finalizarea acelui sens Geratoriu, piste de biciclete de la avion până la acel sens Geratoriu, trotuare acolo unde este posibil, cât și instalații de preluare a apelor dubiale. Deci, modernizarea accesului în municipiu la gălărie, cu centru Geratoriu, da. Între proiectul de mobilitate. Mobilitate 2. Bun. Este deja într-o evaluare, caietul de sarcină, urmează să scoatem la licitație studii de fezabilitate și după care proiectul tehnic, prin finanțare de la ADR Nord-Est, în fonduri europene. Da, e foarte bine. Trecem la, doar câteva cuvinte, la bugetul creditelor interne. Avem o sumă totală de 6.936.550 lei, repartizată pe cofinanțarea proiectelor europene. Am constatat că avem un serviciu al datoriei publice de 1.576.000 lei, rată plus datorie. Și ce am avut eu la dispoziție, am calculat un grad de îndatorare de 9,2%, dar nu știu dacă este corect, care se încadrează în marginea de 30%. De 30%. Dar asta nu mai depune voici. Dar cred că dacă vom avea aceste proiecte de finanțare europeană și se vor ivi în continuare lucrări neeligibile, din punct de vedere financiar, să nu mai fim nevoiți. Pentru că aceste proiecte demarate trebuie finalizate cu orice reformă. Da. Am făcut demersuri la București, am fost săptămâna trecută, vă pot spune că am avut întâlnire atât cu președintele Camerei Deputaților, cu domnul Orba, cât și cu premierul României, Florin Câțu. Una din problemele ridicate de mine este acea ordonanță 156 din 2020, prin care va decota aproximativ 70% din cheltuielile neeligibile la proiectele de finanțare europeană. Urmează metodologia de aplicare a acestei ordonanțe, mi-a garantat premierul României că în curând vor apărea și această metodologie. În speranța că vom putea deconta 70% din aceste cheltuieli, vă dați seama că acel credit pe care l-am făcut pentru cele trei proiecte, Liceul Covăcescu, Școala George Enescu și Direcția de Acțiune Socială, dacă diminuăm cu 70% acel credit, ar fi un succes pentru primăria. Deci gradul de datorare din 9,2% este corect. E pe acolo, da. A fost de 3% atunci când aveam creditul în 2007. Cu acest credit vă pot spune că primăria Oradea Cluj, care știți că sunt localitățile cele mai dezvoltate din România, au un grad de datorare de 27-28%. Așa au izbutit. Nu e cazul să ajungem la acest procent, dar dacă va fi nevoie, nu voi ezita să vin în fața dumneavoastră să votăm finanțări și în mod special cu finanțări și lucrări neeligibile pentru proiectele care, dacă le-am inițiat, și sunt finalizate. Mulțumesc pentru Acum mai sunt și alte intervenții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 187 pe 10-12-2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale de la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2021. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în 18 voturi pentru și o abținere. Da. Cu două cu abține. Cine a 17 cu 2. Cine a adoptat? Cine a ați aprobat în ședința trecută un regulament de organizare și funcționare prin care era de datoria consilierilor locali, după câte știu, să spună și chiar motivul. E o lege care trebuie aplicată și anume indexarea impozitelor și a taxelor locale se face cu aprobarea Consiliului Local, dar legea este clară că se aplică coeficientul de inflație. Acest lucru facem și noi astăzi și venim în fața dumneavoastră și prin o abținere sau împotrivire, eu cred că nu priește o lege organică care trebuie să o aplicăm, prin nevoie. Eu vă pot spune, dacă vreau să vă explic, pentru că am avut deja o indexare de 3% cu rata inflației și este mai... altceva. Vă da, mai încă una. Da, Mihaela, spuneți ce a fost aia și ce este asta. Ce ați aprobat în luna noiembrie s-a referit la indexarea impozitelor și taxelor locale excepând chiriile. Acum este vorba doar de chirii. Atunci s-au indexat doar impozitul de clădiri, impozitul de vedere, impozitul care a spus la de transport, chiriile nu erau fix. Este vorba de a 187. Este voința dumneavoastră, votul nu este imperativ. Doar am menționat că e o lege organică care impune acest lucru ca în baza unei hotărâri de consiliu. Ce am face dacă toți consilierii s-ar abține sau ar vota împotrivă, n-am aplicat o lege organică? Mă întreb și eu. Mulțumesc. Trecem la punctul următor. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Moinești cu județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor conform bituminos și executarea postamente pe sectorul de drum județean DJ-117 de la kilometrul 31 plus 735 la kilometrul 32 plus 425. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Avem întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare și folosință a unor suprafețe de teren situate în strada Tudor Vladimirescu numărul 151B, municipiul Moinești, județul Bacău, Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea 4 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 9. Proiect
10. A, 9 și 10 sunt proiectele ale fase de ordine de zi. Pentru că a sosit și domnul comisar, șef de la poliția municipiului Moinești, dar este... Aici. Da. Poate este ca tot. E aici. Dalia, ok. Aș putea să vă explic totuși că acest apartament, dar și acesta este retrat? Nu, mă gândesc de poliția, la următorul. Ah, la poliție. Da, eu pentru cel care l-am transferat din domeniul public în domeniul privat, aș ține să vă spun că așa l-am preluat noi în 1998, a fost în domeniul privat. Am fost nevoiți atunci când Direcția de Asistență Socială și-a mutat sediul de pe Capitan Zăgănescu numărul 18 în strada Vasile Alexandrii. În acel imobil locuiau și persoane în locuințe de urgență și desfințându-se acel sediu. Am fost nevoiți să găsim soluții pentru persoanele aflate într-o situație de dificultate. Au mai rămas două persoane în acel sediu și a trebuit să găsim o soluție pentru aceste două persoane să le mutăm. Și atunci am transformat această locuință din domeniul, cea situată în Ieremia Cântorescu, din domeniul privat în domeniul public. Am repartizat locuința, de fapt Comisia pentru repartizarea locuințelor a repartizat-o la două persoane fizice, care până la finele lunii martie, una din ele a reziliat contractul, iar cealaltă persoană a decedat. Deci la 1 aprilie, noi această locuință o aveam liberă spre repartiție. Având în vedere solicitarea Poliției Municipiului Moinești de a o ajuta pentru repartizarea a două cadre de poliție, am găsit această soluție, având locuința din pe Nea Vicorescu liberă. Fiind în domeniul privat, în domeniul public, această locuință era o locuință socială. Locuință socială care, prin definiție, are chiria subvenționată. Deci noi nu avem voie să depășim chiria 10% din venituri. Acum, polițiștii nu cred că se înscriu la această categorie și acesta a fost motivul pentru care am considerat necesar că trebuie să transferăm locuința din domeniul public în domeniul privat. Da, mulțumesc, doamna. Iată că a venit și justificarea, dar pentru că nu a primit avizul pe comisii, o vom pregăti probabil la ședința următoare. Spuneam de prezența domnului comandant aici, pentru că adresa trebuie făcută de Inspectoratul Județean. Vă rog să solicitați această adresă de la Inspectorat pentru a veni cu acest proiect de hotărâre la ședința următoare. Probabil dacă va avea o ședință extraordinară, cu siguranță o vom regăsi acolo pentru a rezolvat cât mai urgent cazul cadrelor care au nevoie de astfel de locuințe. Vă spuneam de implicare, mai înainte domnul consilier Margine spunea aici de locuri de muncă. Chiar și acestea din domeniul public sunt locuri de muncă care plătesc impozite, nu știu dacă poliția, dar orice loc de muncă este binevenit la Moinești. De aceea căutăm soluții și vedeți și dumneavoastră că am găsit de cuviință ca pe lângă spital să găsim, să atribuim și poliției o astfel de locuință. Sper să înțeleagă domnii care vin aici, să-și găsească rostul în viață, să rămână, să facă carieră aici la Moinești. Mulțumesc dumneavoastră și intenția și cea noastră, atunci este de determinat să rămân în Moinești, să desfășoare activitatea, pentru că ne confruntăm cu o lipsă a curții de personal și toți au intenția de a pleca. După ce vin cu locul, stau un an și vor să pleci. Dacă avem o locuință, putem să-i legăm de municipiu. Dar nu putem să-i mătim locul. Locuințele sunt scumpe și pentru prima clasă e foarte greu să acceptă. Cum am menționat și zilele trecute când am mai vorbit de acest aspect, vă rog să îi anunțați pe toți ofițerii, subofițerii de subordinea dumneavoastră, să vină la biroul nou locativ, să-și încercați un dosar pentru o locuință ANL, pentru că vor fi disponibile din doamnă probabil și e necesar să-și depună documentația până atunci. Da, mulțumim pentru invitația. Vă mulțumesc, după cum am spus, proiectul numărul 9 și numărul 10 au fost vetate de pe ordinea de zi, urmând a fi votate în procedință ulterioară. Trec la punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială Moinești
a locuinței situată în municipiul Moinei, strada Vasile Alexandrei, numărul 50, bloc E26, apartament 7, județul Bacău. Aici a trecut prin comisii cu amendamentul domnului Margine cu verificare de punct de vedere juridic. Eu vă spun că pe lângă specialist sunt și aceste probleme cu aceste persoane cu probleme sociale. De aceea, autoritatea locală este îndreptățită să îndrepte atenția spre astfel de cazuri și iată că venim cu un astfel de proiect și vă rog să-l susțin. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot cu amendamentul expus în comisii. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării unor bunuri imobile de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 2 abțineri. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 141 pe 17.09.2021 privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul, consolidarea capacității UAT în municipiul Moinești de gestionarea crizei sanitare COVID-19, cod SMIS 140.000. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea sediului grădiniței cu program normal Biocel Moinești în imobilul grădiniței cu program normal numărul 9 Moinești, din strada Costache Negri, numărul 2, municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de voturi 7. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul Pro-Comunitate, program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială cu SMIS 145.139. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Nu am întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Moinești prin Direcția de Asistență Socială și Încep România, în vederea implementării proiectului, asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cadrul copiilor celor mai vulnerabili din România, finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021, programul dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Raport Comisia Juridică. Cer scuze. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Comisia de Urbanism.
când a scris-o astăzi de Unirea România de finanțator. Da. Monitorarea între capitole bugetare a sumelor. Deci supun la vot proiectul împreună cu anexa venită din partea UNICEF România. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu unanimitate. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moineni, strada Progresului, numărul 44, județul Pacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cu membrii comisiei care vor fi votați în cadrul plenului prin vot secret. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică cu membrii. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere. Vom proceda acum la votarea în sistem electronic, vot secret, pentru membrii comisiei aferente a acestui proiect de hotărâre. Da, domnul consilier. Domnule Cenciu. Articolul 139 din codul administrativ reglementează modul de adoptare a hotărârilor de Consiliul Local. La articolul 1, 2 și 3 reglementează cele trei majorități, majoritatea simplă, majoritatea absolută și majoritatea calificată. Iar la articolul 4, 5 și 6 reglementează modalitatea de vot. Ca modalitate de vot, votul administrativ ne reglementează două modalități. Vot deschis, care are trei componente. Prin ridicarea mâinii, prin apel nominal efectuat de către președintele de ședință și a treia, votul electronic. Deci ceea ce facem noi cu tableta este vot electronic și este vot deschis, nu secret. La articolul 6 ne reglementează votul secret, care spune că votul referitor la persoane este întotdeauna vot secret și mai vine un alineat care spune că virgulă consilierii locali pot hotărâ ca unele hotărâri de Consiliul Local să le adopte prin vot secret. După alineatul 6, articolul 6, o să vedeți că sunt mai multe alineate pe care se reglementează expres și imperativ de către lege votul secret ca a fi desfășurat prin buletine de vot cu întrebări cu așa mai departe. Dacă noi facem vot secret, care de fapt este vot deschis electronic, este ilegal, iar legiuitorul când a legiferat votul secret, s-a gândit și la conspirativitatea votului. Deci noi nu putem face un vot secret, de fapt un vot electronic, care de fapt este vot deschis. Eu zic să respectăm legea și să mergem prin buletine de vot. Altă soluție nu avem. Mai un pic, domnul. Aș vrea doar să vă informez că nu discutăm despre vot deschis electronic, ci poate că colegii mei, când v-au instalat votul, nu v-au precizat că identitatea dumneavoastră va fi anonimizată. Deci, în momentul în care se va genera acel raport, noi nu vom fi cine a votat în niciun fel. Deci, pur și simplu, îmi apar un număr de voturi pentru, un număr de voturi împotrivă și atât. Mai mult decât atât, eu aș vrea să vă aduc în atenție și practica celor instituții publice care funcționează în domeniul administrativ. Și din acest punct de vedere, vă rog și vă uitați și rog colegii mei să acceseze pagina Consiliului Județean. Da, convocarea Consiliului Județean. Și vă rog să derulați un timp, dragi colegi, este convocarea din ședința din 30. Da? Și uitați-vă, vă rog, citând dumneavoastră. Pentru consilierii județeni, care nu pot participa fizic la ședința publică din data de 31.3.2021, din motive medicale, dorințe prin înscrisuri emise în conformitate cu actele normative în doar. Asigurarea prezenței se va face prin intermediul aplicației și a aparaturii puse la dispoziție de aparatul de specialitate a Consiliului Județean. Întrucât, pe proiectul ordinii de zi, este înscris un proiect de hotărâre ce necesită exercitarea votului secret, plenul Consiliului Județean Bacău.
va vota prin intermediul aplicației menționate anterior. Față de acest aspect, consilierii județeni vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, tableta pusă la dispoziție. Nu cred că unitatea despre care acum am vorbit și vedeți și dumneavoastră, este public, nu mai consultează și primăria Bacău, Parlamentul Român. Mai practică cineva. În lume se votează electronic la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale. Noi vrem un progres, vrem un regres. Astăzi ne-am votat cu tabletă. Astăzi venim în fața dumneavoastră, a vă eficientizat timpul dumneavoastră. Nu e foarte greu să punem o cabină, să facem buletine de vot, dar am considerat că facem un pas spre progres, nu spre regres. Așadar, așa cum a menționat doamna secretar, votul dumneavoastră nu este la vedere, este anonimizat. Este verificabil acest lucru. Puteți veni și consulta. Deci acele situații care ne-au fost prezentate sunt situații de excepție. Dar nu există. Atât timp cât votul administrativ ne reglementează în felul timp procedura de vot secret, noi putem face asta. Și atunci, a dat o mențiune acolo, toată lumea e ilegală în țara asta? Dar nu-i toată lumea. Eu nu spui ce e. E o situație de excepție. Eu am urmărit ședințele Consiliului Județean să știți că votul secret este pe buletin de vot, inclusiv cel de la municipiul Bacău. N-au votare cu tablete. Eu am reușit să fac această... Dar votul electronic este... În folosul dumneavoastră și al nostru tuturor. Considerați pe eficientizarea acestui timp liberenită pentru noi toți? Da. Deci dacă vreți opinia mea, este foarte bine așa, da? Dar eu nu pot să spun altceva decât ce spune legea. Domnul, dacă dumneavoastră vreți să faceți altceva decât ce spune legea, este ceva care, vă spuneam, e un progres, nu un regres. Este de actualitate cum se desfășoară votul în lume. Chiar toată lumea face o plaudă în lumea. Vă rog să luați notă, că eu nu particip la un vot. Voi supune la vot acum modalitatea de votare pentru votul secret. Dacă sunteți de acord cu votul electronic prin tabletele puse la dispoziție de către UATM-ul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trei abțineri și un vot împotrivă. Deci, prin urmare, modalitatea de vot pentru votul de persoană va fi anonim prin vot secret cu tabletele puse la dispoziție. Vă rog acum să acționăm la procedura de vot. Am eu aici o mențiune, avem doar da, nu, nu avem oameni. Pentru persoană, votez? Da, avem da, nu, sau votez? Nu votez, nu este pe buletin de vot. Nu există pe buletin de vot. Deci, noi nu votăm nici cetatea. Dacă nu vreți nu votați, pot să fac o precizare. Nu, am întrebat ca să zic așa pe ei. La buletinul vot a fost, aici... Abținerile se contorizează ca votul de vot. Deci, ca și ei, dacă sunt votat. Dacă cineva are nevoie de ajutor, dacă nu pot ameliza să... Da? Cum am spus la început, transformarea a fost puține mișcuri pregătitice. Este normal că a trecut. Haideți un pic de liniște, vă rog, da? Să vedem dacă cineva nu reușește. Aici, George. La domnul. Mai este cineva? Din 18. 9.
Da, chiar dacă mai dorea un pic, mai aici să ieșim. Ce mă da. 16 din 19? Și la da, 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 restul nu vorbim. Da, nu? Ok, bun. Da? Da. Atât. Doamna Lăzora era la Maria, a fost confirmată comitia asta de membru al comisiei. Trecem la următoarea persoană și anume domnul Ior. Da, da, domnul consilier Budacu Cristinel la comisia titulară. Vă rog să procedați la vot. Da, așa este de vot, noi consilierul așa. Da, vă da, vom trece acum la comisia pleacă și anume domnul Ion Cordeliu. Concesionarii.
numai atunci când obiectul principal al proiectului de hotărâre este exclusiv pe persoană, atunci adoptarea proiectului de hotărâre este numărul de voturi pe persoană. Da. Deci, vă rog să supuneți la vot proiectul cu ceasta scăzut. Revin la proiectul numărul 17, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 3 abține. Proiectul a fost adoptat împreună cu comisia, rezultată prin vot secret. Trecem la punctul numărul 18, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moiesa Tudor Vladimirescu, zona Parc Central, județul Bacău. Vă rog raport comisia de urbanism cu comisiile de la punctul anterior, rezultatul. Persoanele nu sunt realizate. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, o abținere și o neparticipare. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Vă mulțumesc. Vom trece acum la votul persoanelor. Doamna Lăzăraie, la Luca Maria. Da, a fost confirmată. Trecem la următoarea. Domnul Budatu Cristine. Domnul Budatu Cristine l-a fost confirmat. Trecem la supleant. Domnul Gheorghe Corneliu. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O neparticipare la vot. Două abține. Supun la vot proiectul împreună cu comisia. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul ordinii suplimentare și anume punctul numărul 1 privind proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Botezatul Georgel. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Juridică. Favorabil. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat cu unanimitate. Punctul numărul 2 de ordinea de zi suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinescu, Tudor Vladimirescu, numărul 183. Raport comisia de urbanism cu raport comisia de urbanism și propunerile din comisii. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Raport comisia economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport comisia juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abținere. Vom proceda acum la votul de persoană. Doamna Sărăie, la Luca Maria.
confirmată domnul Budaciu Cristinel. Confirmat domnul Ghio Corneliu. Confirmat domnul Chiricheșoanel. Vorbeam la buget de creare de locuri de muncă și de
Vorbea de consilier, eu vă spuneam mai înainte că este necesar să mărim veniturile la bugetul local și iată că a apărut o investiție, va apărea o nouă investiție în municipiul Moinești. Deja s-a eliberat certificatul de urbanism, s-a eliberat certificatul de urbanism, a început realizarea acelui curs. Această zonă este undeva peste drum de pe Copetrom. Se va realiza un complex comercial, până așa, un ansamblu, un Kaufland și acele mândure de tip box, cu diferite activități, tip Altex, Petco, Gisc, Flanco. Vedeți un model asemănător Izrael la Roma. Eu sper la undeva în toamna anului să demaneze aceste construcții, pentru că au obținut certificatul de urbanism, deja au obținut avizul arhitectului șef și urmează planul urbanism zonal să fie supus aprobării comisiei de la Consiliul Județean, după care să vină în atentă operanță la Consiliul Local. Sunt sigur că prin crearea acestor investiții se vor crea cel puțin 150-200 de locuri de muncă. E nevoie în continuare de dezvoltare. Sper ca și cei de la terenul care au deservit activitățile petroliere, din 400 de strada atelierilor, cimentări sau ce mai sunt de folosite, să găsească investitori, să le fim de ajutor să investească aici la mai să fie de locuri. Arată zona, eu zic, destul de bine, va fi mobilată, dacă se va realiza. Cineva, dacă mai are un intervitor, dar nu trebuie. Cetățenii primar din Prișani, m-am întrebat dacă există posibilitate de extinderea rețelei de autoportabilă. Eu vă spun că e de actualitate, pentru toată lumea, mai ales în Consiliul Local, că am aprobat acest lucru. Este o investiție de 14 milioane de euro pe care Moineștiul o va aplica, dar licitația pentru acest proiect se face la Compania Regională de Apă și Consiliul Județean, pentru că municipiul Moinești este beneficiar. De aceea facem parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vatrău și acest proiect se află în stadiul de realizare proiect tehnic și care este sarcin pentru proceduri de licitație pentru execuție. Dacă va decurge totul graficului, ar putea începe în această toamnă. Nu pot eu să decid aici la Moinești, dacă sunt contestații, nu, se va vedea acest lucru. Dar, vis-a-vis de alte localități, vă spun că Moinești are 14 milioane de euro, după ce, în prima etapă, a accesat 17 milioane, am modernizat acele stații de ieșurare cu 13 milioane de euro și am realizat extindere și reabilitări de rețele de apă și canalizare de 4 milioane și ceva de euro. Acești 14 milioane sunt doar pe reabilitare și extindere rețelei. Vă mulțumesc. Și a doua întrebare, Comăneștiul a început plombarea, zona sistemului de cepici din firma Băsiești. Da. Dacă am făcut și noi ceva. Nu am reușit să pun un film pe care l-am realizat aseară la Sănin Moldova. A achiziționat cineva o mașină de executat aceste plombări, dar vă invit luni la ora 12 de strada Schierei, unde va face o demonstrație atât nouă cât și primarilor din localitățile din Prote. E o mașină care vine fără să mai vină cu cilindrul după ea, are și cilindrul, are și toată compoziția, are, găzește, gaura, o face. A rămas pentru luni la ora 11 pe strada Schelei, acolo lângă cimitir, să facă o demonstrație, după care, în funcție de disponibilitate, voi plia pe acest mi-a plăcut și cheltuielile sunt undeva la jumătate față de cheltuiala cu asfalt de aici sau cu o societate care să vină cu asfalt, cu cilindru, cu freză și cu toate. O să vedeți dacă veniți luni la 11 ce progres este în acestea. Alte intervenții? Da, vreau cine știe lumea de ce da, vă rog. Domnilor consilieri, am primit o solicitare din partea Universității Naționale de Arte George Enescu Iași, care ne propune un parteneriat în vederea dezvoltării unui program regional pentru perioada 2021-2026 și ca și scop al acesta, bineînțeles că este o propunere de acord de principiu, urmând ca indicarea, așa cum scrie în articolul 2 al neatul 2, urmând ca indicarea primăriei cu resurse umane, financiare, logistice și până
aceste proiecte viitoare, să începem doar cu aprobarea pentru consiliul local, prin o hotărâre. În acest context, vă supun atenției oportunitatea încheierii acestui acord de principiu. În puternicirea primarului să semneze acest acord de principiu și când va fi nevoie de alte implicații să vină în fața dumneavoastră cu aprobarea, cu aprobarea de implementare. Durata, așa cum am menționat, este până la 26. Da, puteți da un vot, un mandatar, să semneze acest... Sigur. Da? Supunem la vot. Supunem la vot. Supunem la vot această mandatare. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, aprobat în unanimitate. De asemenea, am văzut în atenția cu proiectul de stemă pe care a fost transmis dumneavoastră, asupra căruia v-ați exprimat anumite opinii în ședințele anterioare. Așa arată materia. Obligativitatea adoptării unui hotărâri și a urmării procedurii pe Comisia de Razul pentru a obține avizul, necesită, bineînțeles, introducerea de ordine de zi. Au fost incluse elementele care au fost stabilite la comisiile de specialitate, astfel încât vă consult dacă mai aveți completări, dacă trebuie să mai conțină ceva. Acele elemente de stânga e cu carte și cu monumentul Rada. Aici se critică sănătatea și statutul de stațiune turistică, balneară climatică. Pădurea din zona noastră, extracția petrolieră. Și acesta e un metal de dacă mai aveți ceva completări, dar după câte știți cu toții, nu e permis mai multe. Deci sperăm să treacă legea acestea. Dacă mai e cineva care își dorește ia cuvântul? Considerați că mai trebuie completată această propunere? Poate fi introdusă de mâine de vedere a lucrării în această formă. Da. Da, domnul Ghiorcă. Ce să vă zic? Două vorbe aș vrea să menționez că, după mine, faptul că avem aceste mijloace electronice, putem să-i spunem că e un pas înainte, chiar dacă apar oareși care încorțetări și oarecare reticențe. O să ne aducem și cu ele și cred că o să fie o eficientizare dusă la maximum a timpului, a modului de lucru. Faptul că primești documentele, că poți să-ți exprimi o părere și că poți să folosești acest instrument, după mine e ultra benefic și cred că poți să cumva asta. Mulțumesc. Cu timpul, probabil o să ne familiarizăm prin fotografie astfel de situație, prima ședință de reacțiune. Eu pot să vă spun că în Petrom exista o rețea de telefonie proprie, așa zisă rețeaua Cisco, și se plăceau niște chirii fantastice în treaba asta. Ca să poți să ții o stății acele teleconferințe, câte și mai multe. Adică, pe lună, pentru fiecare aparat, se plătea. Acum nu mai am dat electricitate, plus o chirie de vreo 15 ore. Pentru fiecare aparat electronic. Da, eu asta am văzut. Cred că eu nu mă, foarte mult. Da, tabletele de lătura la domiciliu. Cred că e necesară la achiziționarea acelei cartele pentru a primi oriunde sunteți cu tableta mesajele de la Secretariatul Consiliului Local, materiale de ședință și tot ceea ce... Aia poate să facă fiecare și pe alte intervenții, dar mi-a dorit să vreau să ia cuvântul. Da, domnule. Există posibilitatea de a face un spot check. Deci există posibilitatea de a face un spot check cu telefonul pe care îl aveți
fie folosit ca router, în așa fel încât să primim mesaje pe acest instrument. Am greșit cu ceva băieții de la IT. Deci nu e neapărat nevoie de o casă de rețetă. Dacă ai Wi-Fi, nu este nevoie, dar dacă ești pe domnul fără hotspot, dacă ai cerut telefonul personal și ați fost hotspot. Dacă mai există ceva, dacă nu e ca să fiți activ.